este cu aceia care se încrede în el și a fost în toate timpurile, a dovedit credincioșie față de fiecare care i-a fost credincios. Dumnezeu este credincios, spune Biblia, și drept, ca să se țină de promisiunile lui. Și chiar în dreptul păcatului, spune, e credincios și drept ca să ierte. Ești credincios, ești drept ca să ierte păcatele oricui vine înaintea Domnului și să crește. E credincioșia lui. Niciodată nu va rămâne Domnului rușine în fața cuiva care a venit și s-o căi și să zică n-am putut pe tine, n-am putut să te ierți sau am uitat de tine sau nu te-am iertat. Credincioșia și dreptatea lui este să se țină de promisiune atunci când vine înaintea lui. Este o onoare pentru Dumnezeu când vine un păcătos înaintea lui și îl consideră un Dumnezeu puternic care poate să o facă. Nouă ne rușine să venim înaintea lui, dar pentru el e o onoare când noi venim ca păcătoși înaintea lui și ne recunoaștem, pentru el e o cinste că e un Dumnezeu care noi credem că el este în măsură să poată ierta păcatele. Slăviți să fie Domnul. Noi îl cinstim prin asta. Oamenii ne rușine. Sau vine altădată înaintea Domnului cu rușine și n-ar veni, nu știe ce să zică, le-ar mai întoarce. Vreau să vă spun că Dumnezeu îi place să fim transparenți. Îi place Domnului. Mie îmi place, eu pot să mă aud copiii că vorbesc anumite lucruri inascuns. Și îi aud poate că vorbesc și lucruri care nu-s plăcute să face ceva și eu mă fac că i-am auzit și nu le zic. După aceea vine înaintea mea și spune, tati, vreau să spun ceva și vreau să spun sincer de ce am făcut, ce am pățit. Și eu știu ce s-a întâmplat. Și mi-e drag să-mi povestească și să-mi spună, considerându-mă ca un prieten al ei, copiilor, sau un tată care știu să-l ajut și nu voi face în așa fel ca să-l pedepsesc, să se distrugă, sau voi face în așa fel ca să fie bine spre el. Și el îmi povestește lucrurile care, de fapt, au numai jumătăți de adevăr sau nu între pe mine mă doare ca tată că copilul meu nu are încredere să-mi spună mie. Și l-aș întreba de ce ar avea încredere să se deschidă altcuiva care poate nici nu-i pasă. Să spui un adevăr unui om sau să spui o realitate sau ceea ce ai pățit sau ce pățești, în totalitate să te deschizi cu toată inima cuiva care râde în urmă de tine. Nu se merită, dragul meu. Cineva care nu prețuiește valoarea acestei dorințe de căință din inima mea. Iar când vine înaintea Domnului cu căința mea, Dumnezeu se uită și El apreciază și spune, slugă bună. Ai făcut cea mai bună alegere, ai venit înaintea mea cu păcatele tale, sunt îndreptățit ca Dumnezeu să te ierte. Și pentru asta, mai mult de atât, sunt gata să-ți stau ceea ce ai nevoie. Mă aduc aminte și mă duc în urmă, în Vechiul Testament, în Geneza, în capitolul 15, Dumnezeu, în istoria aceasta minunată pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o scrisă prin oamenii Lui, în experiențele care le-a avut Avram cu Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Lucruri extraordinar de minunate. Lucrurile acestea ar trebui să ne ajute să înțelegem că avem un Dumnezeu care umblă cu oamenii. Un Dumnezeu care vorbește cu oamenii. Un Dumnezeu care se descoperă oamenii. Un Dumnezeu mare în totalitate, care nu se ține mare ca să nu stea de vorbă cu mine. Un Dumnezeu, chiar dacă îi se zice mare și puternic, nu-i îngânfat și mândru să nu stea de vorbă cu un păcătos. Se coboară la păcătos. Și a dovedit-o în toate timpurile, a venit la ei. S-a plecat. Ca o alte cuvinte a spus, a venit nu să mi se slujească, ci a venit să slujesc. Mare Dumnezeu avem, slăviți să fie Domnul. Printre altele, atât de mare e încât știe să se coboare. Atât de puternic e încât se coboară la un nivel a oamenilor care spune și nici ei fără minte pe calea Domnului să rătăcesc. Mare har! Dumnezeu promite acelora care n-au destulă pregătire că dacă îl aleg pe el nu se vor rătăci niciunul. Și mai degrabă vor fi dați de rușine aceia care se crede înțelepți sau pricepuți. Slăviță pe Domnul. Și iată, în fața unor fapte împlinite după, și Biblia, cuvântul Domnului ne spune că într-o noapte, fiți atenți, un lucru extraordinar, am stat și am meditat un pic acolo, într-o noapte, după toate întâmplările care s-au întâmplat, după ce Melchisedec a fost a binecuvântat pe Avram, după ce au fost plecat Avram, a sosit, plecarea și sosia lui Avram în țara Canaanului, după aceea Avram merge în Egipt, despărțirea de Lot, Avram biruiește, după aceea pe împărați, ei bine, aduce înaintea Domnului acele daruri care le aduce și îl întâmpină Melchisedec și după aceea, într-o noapte, cine credeți că își permite să vină la Avram și să-l cheme afară și să stea de vorbă cu el? Nu vă uitați așa, ca și cum ar fi ceva care nu se poate face posibil. Dumnezeu poate să vină într-o noapte să stea de vorbă cu tine, special. Cu n-asta niciodată. Spunea fratele antivorbitor azi dimineață că
că dorința lui este să roagă de fiecare dată când se pune în pas, să se coboare Domnul să vorbească față în față cu el. Și așteaptă, și nu dejdejduind, și așteaptă ca Domnul să vorbească, că s-a descoperit multora așa față în față și poate să o facă, slăvit să fie Domnul. Și vreau să vă spun că după aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie. Și a zis: Avrame, nu te teme. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avram a răspuns: Doamne, Dumnezeule, auziți dorința unui om, ce-mi vei da? Ce-mi vei da? Auziți, Dumnezeu îi spune lui Avram, fiți atenți, dacă n-ați marcat lucrul ăsta: Avrame, nu te teme. De ce? Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Pe vremea aceea vă întreb cum era Avram, bogat sau sărac? Era bogat sau sărac? Era bogat. Dumnezeu îl binecuvintase cu de toate. Cu de toate avea. Și auziți, și scot și răsplata ta cea mare. Adică te apăr și te-am un răspătitor mare pentru tine. Auziți cu ce îl întâmpină Avram. Nu se uită în stânga, nu se uită în dreapta, nu ține cont de ce Dumnezeu l-a binecuvântat și se uită și zice: Doamne, ce îmi vei da? Cu alte cuvinte, nu mi-ai dat nimic până acum. Tu îmi spui că e scutul meu, e adevărat, și răsplata mea cea foarte mare. Tot zici că mă răsplătești. Avem un cuvânt în Biblie care Biblia ne spune felul următor: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine. Să dau fiecăruia după faptele lui. Ce ai lucrat, ce am lucrat, Dumnezeu te va răsplăti într-o zi, mă va răsplăti într-o zi și ne va da. Se va uita într-o zi și va deschide condic aceea cartea și a lindecății de unde cărți, se va uita în cartea faptelor, că și odinioară împăratul Ahasverus n-avea, când n-avea ce face, dacă nu greșesc, împăratul, da, când a deschis cartea și acolo a fost găsit faptele care le făcuse Mardoheu. Dacă nu greșesc, să nu greșesc, împărat, da. Și s-a uitat acolo noaptea aceea nebunește și a deschis și printre toate au fost scris numele lui acolo și fapta lui care a făcut-o. Dacă nu era scrisă, putea să se uite toată noaptea. Nu avea de să-și aducă aminte și nu putea să aducă ispăvire. Dar iată că fapta aia care a crezut că s-a consumat, nu era consumată, în seara aceea Dumnezeu avea să-i aducă o răsplată omului acelea pentru binele care a făcuse. Ce ziceți, Dumnezeu a uitat de noi? Uită de noi. El ne va răsplăti într-o zi. Spune că el a plătit și spune hangiului, dacă vă duceți aminte, când merge la han și duce acel om căzut de tâlhari, printre altele îi plătește pentru toate ce au făcut pentru el, îi dă doi bănuți și spune așa: dacă mai cheltui ceva, îți voi da când? La întoarce. E o răsplată. Și iată că răsplata mea este cu mine. Să răsplătesc. Domnul vrea să răsplătească. Într-un cuvânt avem în Corinteni, dacă nu greșesc, în capitolul 3:7, dacă nu greșesc, încercarea focului. Spune că când despre unii care n-au zidit ce trebuie acolo și focul va veni și va dovedi în ziua aceea, în ziua Domnului, și spune că aceia care va arde lucrarea lui își va pierde ce? Răsplata. Dacă despre sufletul lui, ce se întâmplă cu el? Că despre el va fi mântuit dacă prin foc, dar nu mai primește răsplata. Avem un Dumnezeu mare. Amin. După ce îmi dă banii în iarna asta, când am lucrat, și promit că la vară voi lucra, vin la lucru la el, pe lângă toate zice: mă, să știi că nu rămâi numai cu plata asta care ți-a tăiat, Doamne, ești dator, îți dau șterg și răsplătesc la primăvară, dacă vii slăbit să fie Domnul. Deci, cu alte cuvinte, nu lucrăm degeaba. Dacă am cheltuit ce am cheltuit și ne gândim că vom merge și nu vom mai avea de primit, vreau să spun că Dumnezeu n-a rămas dator nimănui și nu va rămâne. O spun în dreptul meu că am văzut de atâtea ori, chiar dacă de multe ori credem că facem noi și acum fac și eu, că ajunge și acum fac și eu pentru Dumnezeu ceva, să rămână. Vreau să spun în clipa când ai făcut, ca să nu te îngâmpi sau să nu te lauzi, Dumnezeu vine în urmă și vezi câte binecuvântări s-o dat, cât s-o răsplătit pentru aia, ca să nu zici odată: Doamne, cât i-am făcut eu pentru tine, dar aduți aminte că eu am făcut înapoi pentru tine. Slăvit să fie Domnul. Avram a răspuns: Doamne Dumnezeule, ce îmi vei da? Auziți ce dorință avea? Căci mor fără copii. Și moștenitorul casei mele este Eliazar din Damasc. Oare mai prețim așa de mult copiii în ziua de astăzi? Oare mai avem dorință așa mare să avem de toate lumea asta și să considerăm că e nimic față de faptul că Dumnezeu, dacă îmi dă și un moștenitor, îmi dă și un copil, sau îmi dă 10 copii, sau îmi dă 15 copii, sau îmi dă 3 copii, sau 2, depinde fiecare cum îi consider, ca o avere, ca o bogăție, ca o moștenire, ca niște urmași care rămân în urmă. Ca unii care tu pleci și rămân, și rămâne ceva de tine. Ca să se mai prăbușește după 10 ani, 20, 30, 50, 100,
studiam, să duce, să pierde, copiii rămân în picioare, slăvit să fie Domnul. Și din ei mai departe se admite și așa generația de oameni. Vreau să vă spun că e singurul care rămâne din noi și singurul lucru care vom merge înaintea Domnului. Nu vom merge înaintea Domnului nici cu casele noastre, nici cu banii noastre, nici cu școli, nici cu diplomele noastre. Și înaintea Domnului vom fi ca și acela care a zis, iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. În prezența Domnului. Sunt singurii copii care vom merge cu ei. E mare har. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și dorința lui Avram a fost că considera toate lucrurile că nu-s de valoare și nu e o răsplată din partea Domnului. Dacă nu-i dă copii, nu-i dă nimic în lumea asta. Așa vedem mai departe. El întoarce zice, Doamne, ce-mi vei da? Dacă nu-mi dai copii, nu mi-ai dă nimic în lumea asta. Dumnezeu avea setea lui Avram când copii. Îl încurcau copiii la 100 de ani pe Avram. Îi stricau planurile la 100 de ani. Era prea bătrân Avram să mai îngrijească de copii. Avea el încredere în Dumnezeu. Atât de mult era dorința lui de mare că chiar că dacă îi dădea copilul în ultima clipă a vieții lui, era mare har pentru el să primească un copil din partea Domnului. Considera că Dumnezeu e răsplătitor mare și când îți dă el, cea mai mare binecuvântare este să-mi dea un copil. Doamne, dă-mi, e o răsplată mare, e o binecuvântare mare. Pentru mine e o moștenire bogată. Ce-s pentru, ce-s copiii de la Domnul? Cum îți primiți, cum îți considerați de la Domnul? Ca o moștenire. Iată partea mea de moștenire, copiii, slăbiți să fie Domnul. Domnul să binecuvinteze pe toți aceia care au copii. Amin. Domnul să binecuvinteze și pe cei care n-au copii. Amin. Și Domnul să binecuvinteze pe aceia care doresc să aibă copii. Slăbiți să fie Domnul. Încurajez pe calea aceasta și spun, dacă încă mai sunteți tineri, vă rog în numele Domnului, primiți de la Domnul ceea ce Domnul vrea să vedeți. Slăbiți să fie Domnul. Că într-o zi veți dori să aveți copii, unii nu mai au deloc și au dorit și le pare rău că nu au acceptat când Dumnezeu a deschis posibilitatea aceasta să aibă copii slăviți, să fie Domnul. Și iată-l, auziți, de ce trebuie să spun asta mai câteva minute și închei, auziți, căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Și Avram a zis, iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel, nu el va fi moștenitorul tău, că cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Avea să știe Dumnezeu ce vorbește. Stăm în fața unui fapt împlinit. N-avea copii Avram. Vârsta era înaintată și a ei șar. Nădejdea cred că și-o pierduse cât de cât. Dar dorința și gura încă mai putea să strige și să creadă că Dumnezeu mai poate. Și nu a trecut până la gata. Și-o zis, mor și mor fără copii. Avea un moștenitor. Și Dumnezeu îi drept. Și măcar că ei, nu alții au râs de ei. Biblia spune când îngerul vine, gândiți-vă, să se oprească îngerii Domnului. Avea Dumnezeu promisiunea să o ducă la îndeplinire. Auziți? Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel. Nu tu vei fi moștenit. Nu el va fi moștenitorul tău, ci ce va ieși din tine. Și după ce l-a dus afară, vedeți, l-a trezit, l-a scos afară, i-a zis, uite-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și i-a zis, așa va fi sămânța ta. Avram a crezut pe Domnul. Și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Auziți? Dacă credem pe Domnul și cuvintele Lui care ne vorbește în seara aceasta și care vor mai fi, auziți? Pe lângă toate credința asta care o ai față de cuvântul Domnului, ți se socotește neprihănire, slăvit să fie. Deci atunci când noi credem că un om în Dumnezeu vorbesc și spune cuvântul Domnului și tu crezi că Dumnezeu poate să facă minuni și Dumnezeu e drept și ce spune face, credința asta, pe lângă toate, ți se va socoti ca o neprihănire, slăvit să fie Domnul. Amin. Mare Dumnezeu avem! Mare Dumnezeu! Spune Biblia că când a fost considerată credința ca neprihănire? Înainte sau după? Avram a crezut pe Dumnezeu și așa i-a fost considerată neprihănit. A fost considerat neprihănit că a crezut pe Dumnezeu cum? Pe cuvânt. Nu a venit Dumnezeu să arate și zică, Avram un pic oprește. Hai să vezi, uite cum va fi copilul tău, uite, stai, vezi, poți să arăt. Va fi mare, va fi moștenitor, uite așa, așa. Nu. O zis, crezi, uite stele. Îi arăta stele, nu îi arăta copii. Să te duci să arate cineva stele pe afară, zic, așa va fi, așa, atâți copii vei avea tu. Și zici, Doamne, ce să zic, stele, nu-s copii, nici măcar copii. Și Dumnezeu duce la îndeplinire. Și numul trece, dragii mei, și ce credeți că se întâmplă? Ce credeți că se întâmplă? La stejarul umanului aveau să treacă trei îngeri. Unul dintre ei era Domnul. Și ei mergeau spre Sodoma și Gomorra. Și n-au trecut nepăsători, chiar dacă n-avea așa mare confort în vremea aceea. Dumnezeu, care a venit să se nască într-o iesle,
S-a oprit la un stejar la mangă și a poposit în cortul lui Avram. Și printre animalele care miroseau, vă dați seama, cum arată un om care toată ziua umblă cu animalele, care, gândiți-vă și dumneavoastră, în mijlocul lor, atâția slugi, atâția oameni care nu au confortul care le avem noi astăzi, care zice, care ne apropiem de unii de alții, n-aveam atâtea băi, n-aveau atâtea posibilități de mari și tot în zăducul soarelui, într-un pustiu, cu animale roate și cu atâția slujitori și totuși îngerii Domnului nu reușim, tăpărăți și vin și trec și se opresc la Avram. Și Avram era unde îi întâlnește, la stejarul mamei, se opresc acolo și ce se gândesc ei? Să trecem noi, să nu ne oprim pe la prietenul nostru Avram. Hai să ne oprim pe la, au fost considerat ca un prieten extraordinar. Și îngerii Domnului se opresc acolo, gândiți-vă ce extraordinar moment, dacă stai să ne gândim, trei îngeri extraordinari, vine Dumnezeu în persoană, vine acolo și se oprește și stă de vorbă cu Avram. Și îi spune ce avea să se întâmple. Pe lângă toate acestea, Avram îi poftește să le spere picioarele în condițiile în care erau. Nu zis, bă, n-am o condiție bună, bă, mi-e rușine să-i bagă în un truie băgat. Asta sunt, nu-i o porușine cu el. S-o smerit și-o zis și-o acceptat. Și eu au acceptat să fie spălate picioarele. Printre altele, au zis, avea Dumnezeu să-i aducă mai odată la cunoștință. Și spune, ce îi spune în cort? Avram, la anul. Fiți atenți ce făgăduință, la anul. Deci, cum e acum, ziua asta, e un cuvânt al lui Dumnezeu profetic, care ce zice împlinește. La anul Avrame, pe vremea aceasta, Sara va ține un copil în brațe. La anul pe vremea aceasta, Sara aude de afară, gândiți-vă. Și Sara avea 90, nu? Dacă să nu greșesc, chiar dacă 90 de ani. Și Avrame avea 100 în cort, cum arată 100? Un om la 100 de ani, gândiți-vă. Și spune lui Avram îi poveste și spune la anul pe vremea aceasta, cu alte cuvinte, adus aminte seara trecută, care nu erau într-o vedenie de noapte, spune Biblia. Acum aveau să stea îngerii înaintea lui. Și aduce aminte de lucrarea care au avut-o azi noapte, ieri noapte sau câteva nopți înainte, la anul pe vremea aceasta, Avram, ce-o zis Dumnezeu tău, vei ține un copil, Sara, va ține un copil în brațe, slăvit să fie Domnul. Ce a făcut Sara? Haideți să zic, a fost cuprins de slăbiciune și ea. Spune Biblia că Sara râdea afară. Să râs de cuvântul Domnului. Dumnezeu n-a considerat ceva care să fi spus pentru că ai râs, cum faci noi de multe ori, pentru că ai făcut asta, Dumnezeu nu-ți mai dă. S-ai făcut asta, nu mai primești. Noi de multe ori facem așa. Dumnezeu o luat în considerare și a văzut că e slăbiciune. Și era normal, la 90 de ani, la 100 de ani, n-aveau cum să mai creadă. Dar tot Dumnezeu, ca să dovedească credincioșie și putere și ce spune El se împlinește, o zis, la anul pe lumea asta mi-a avea un copil în brațe, slăbit să fie Domnul. Și o zis, de ce râs, Sara? Are putere Domnul. Poate Domnul. Ce e prea mult la Domnul asta? I s-a părut că e ceva care îl depășește pe Dumnezeu? Îl depășește? E ceva care Dumnezeu a spus și îmi pare rău, am zis ceva care nu pot să împlinesc. Poate Domnul. Credeți că Domnul poate? Amin. Credința pe care o avem ne-a fost socotită neprihănire în seara aceasta, slăvit să fie Domnul. Deci cuvintele care se vor spune și se vorbim continuare, dacă vei fi părtaș la ele și vei spune, bancă, Doamne, mare ești, eu cred cuvântul tău. Dacă frații au zis că Dumnezeu face minuni și avem un Dumnezeu al minunilor, așa e. Măcar că dacă mulți zic una și alta, Biblia arată și eu cred că eu sunt însuși o minune, slăvit să fie Domnul. Face Dumnezeu minuni? Face. Mai poate face și astăzi? Face. Care e cea mai mare minune? Spunea fratele azi dimineață că nu a văzut o minune, rectific, nu-l corectez, dar spun că a făcut o minune, nu mai spus. O zis că o cerut o minune, fratele care a vorbit ultima ieșa, și o zis că, Doamne, dacă face o minune, eu mă pocăiesc și Tu existi. Și dintr-o dată s-a trezit că era în el o dragoste care nu mai putea controla de a sluji pe Dumnezeu și a face voia Lui. Și el a zis că nu a văzut o minune. Păi mai mare ca minune ca asta, că din clipa aia toți oamenii au zis, s-au uitat la el și au zis, Doamne, dar cum de dragostea asta peste tine? Există Dumnezeu? Cum de iubește de mult dintr-o dată? Era cea mai mare minune. Când Dumnezeu l-a clipea la ochiul lui, acum ești dintr-o dată apăsat și dintr-o dată spune, du-te și dezleagă măgărușul să fie liber. Femeia aceasta care de 30 sau 40 de ani, cât era grăbovă? 38 de ani. Sau 40, cât era grăbovă? 38. Nu trebuia să fie și ea în ziua aceasta dezlegată de grăbovenia ei. Și Dumnezeu, Iisus Hristos a spus, fii dezlegat astăzi. Și femeia s-a îndreptat și n-a mai fost grăbovă, slăvit să fie Domnul. Mai poate Domnul să îndrepte și astăzi? Slăvit să fie Domnul. Facem o rugăciune. Și rugăciunea aceasta vrea să ne lăsăm în mâna Domnului. Să-i spunem, Doamne, am auzit cuvinte. Că
care la nivelul minții mele mă depășesc și adevărat, eu sunt limitat. Am o limită și nu pot să cred mai mult de atât și normal, să fii sincer. Dar am auzit că stau de vorbă cu un Dumnezeu care nu are la margini și limite. În seara asta vreau să merg mai departe de limita care o am. Du-mă, te rog, pe tărâmuri care ochii mei n-au văzut și care inima mea va sătă de bucurie și Dumnezeu poate să te ducă larg și să-ți arate puterea Lui și minunile Lui și în seara aceasta Dumnezeu să schimbe. Există oameni, mă întreb un lucru, mi se dă să spun lucrul acesta, slăviți să fie Domnul. Există oameni din seara asta care simt o împovărare, există cineva aici care are o povară. Există oameni după ce au fost azi dimineață. Scuze dacă mai există oameni. Există, are cineva vreo împovărare sufletească, simte vreo apăsare. Simte că are ceva, are o problemă care ar vrea Dumnezeu să o rezolve acum, dar asta în sufletul lui. Există cineva aici? Nu e nimeni. Slăviți să fie Domnul. Avem un Dumnezeu care nu lasă pe nimeni să stea împovărat. Eu am o povară, frate. Are o povară. Am vrut să întreb lucrul să văd dacă există cineva dacă are o împovărare sufletească. Ceva care l-a pasă, cum spunea Davida, cum spungă păcatul, dar ceva care l-a păsat și purta. De ce spun lucrul acesta? Pentru că omul ăsta e un om matur, un om care poate să ne spună și a spus care o povară. Și o spune acum. A venit în seara asta și a dorit. Ai dorit ca Domnul să-ți ia povară, nu? Amin, doresc de mult. Dorești de mult. E o povară sufletească, mă scuz că te întreb, că știu că Domnul vrea să lucrez. E David, frate, nu știi și voi. Da, ai o povară în suflet. Ai o por cu mine. O porți, ai o durere. Pe lângă toate acestea, eu știu un lucru. Dacă nu o face Domnul azi în dreptul, tu porți o durere, dar Dumnezeu poartă cu tine. Dar spun un singur lucru. Poți, poate cineva nu ne înțelege, poți să fii și bucuros și să treci prin astfel de situații. Da. Și asta numai Dumnezeu poate să facă. Poți să fii în fața săbiei care spune, stai capul dacă nu te lepezi de Hristos și tu poți să cânți în timpul o cântare de laudă. Se poate face lucrul ăsta? Se poate? Au fost oameni care au fost în fața amenințărilor cu moartea și au murit înaintea lor și ei erau plini de bucurie și plini de pace. Cine a putut să facă asta? Numai unul Dumnezeu. Crezi că Dumnezeu poate, atunci când te amenință cineva cu degetul, în tine să radieze puterea lui Dumnezeu de bucurie și să spui ca Ștefan. Să poți spune ca Ștefan, văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu, în timp ce pietrele mergeau șuroaie înspre el și îl loveau în cap, în picioare. Și gândiți-vă cum era, cum ar trebui să fie Ștefan? Și în clipa aceea Ștefan era plin de bucurie, plin de viață, plin de putere. Ca Petru și ca Pavel și Sila în butuci n-au simțit durerea și apăsarea și în faptul că au fost dezonorați, ci au simțit prezența Domnului în inima lor, care e mai mare. Și cu asta vreau să închei, slăviți să fie Domnul. Am citit despre un episcop care era la 80 ceva de ani, era amenințat în vremea aceea cu moartea și a spus că a fost amenințat în felul următor și a spus împăratul, a zis așa, am putere, frumosul sfere, am putere, zice, să te dau la lei și să fii mâncat de lei. Nu ți-e frică? Și-o zice, nu mi-e frică. Zice, am putere și pot să fac ce vreau din tine. Nu ți-e frică, nu ți-e frică de asta. Și-o zice, nu mi-e frică. Și-o zice, am putere să-ți iau viața astăzi. Și am putere să-ți omor în clipa aceasta. Nu ți-e frică? Și-o zice, nu. Dar de ce, omule? Și-o zice, am putere să mor cu bucurie pentru Hristos. Aleluia, gloria, avem putere să murim cu bucurie pentru Hristos. Poate ne facem probleme ce va fi dacă va veni ebola sau va veni musulmani și ne vor domina. Vă spun un singur lucru. Dumnezeu care ți-a vorbit astăzi va apărea atunci ca altă dată la stejar sau acolo unde vei fi. Și va spune, nu te teme, eu sunt scutul tău și tăria ta cea foarte mare. Am venit să-ți arăt că am putere, slăvit să fie Domnul. Și vei trece biruitor printre toate, slăvit să fie Domnul. Glorie Lui! De aceea suntem astăzi aici, ne ridicăm în picioare.